Bună ziua, sunt Amin din Zalău. Am înțeles că domnul subprefectul Lucian Beigan a fost prins de DNA și în care a spălat banii, nu știu, un frigider. Și având în vedere că o să ajungă sub beci, în frunte cu Udrea, care dă mâna cu ea și să joacă cărțile acolo, pocănelele, și având în vedere că și domnul Dan a fost îi arestat preventiv la domiciliu în Beci, dar având în vedere că oamenii din Zalău nu au ce mai trăi cu bani, fiindcă oamenii bogații care au case, vile, multe, fac afaceri necurate, bani falși și spălarea de bani. Iar având în vedere că noi nu avem ce trăi, de-aia nu știm noi ce se întâmplă în Zalău sau în România, fiindcă patronii și mulți oameni care fac afaceri necurate spală bani în frigidere și de-aia nu au ce mânca oamenii. Inclusiv îmi pare rău pentru România asta că oamenii omorți dincolo pentru să câștigă o pâine sau o mâncare. Că aici în România nu mai se poate câștiga așa ceva. Că se fură, înșală multe și multe, iar având în vedere că și în spitale sunt care fac afaceri necurate. Cu domnul Beigan am înțeles că va ajunge sub beci, în frunte cu Udrea, care o să dea mâna cu ea și să joacă pocănelele. Fiindcă având în vedere că noi, Zalău, nu avem ce facem cu el. Fiindcă a fost subprefect și am jurist la primăria municipiului Zalău, o să ajungă locul lui, nu știu cine o să fie, locul lui Lucian Beigan, până o să ajungă la tribunalul Salajului. Că am înțeles că s-a scris și în... S-au auzit foarte multe despre el și în frunte cu domnul Dan. Fostul, cine îi a fost, dar mă rog,